și pentru a vă divulga premiile de la categoria următoare, și anume 80 ani, am onoarea să-l invit în scenă și să-i mulțumesc că a participat în cadrul jurului Festivalului Muzica pentru Toți pe domnul Iurie Lepcic din Ucraina. Vă mulțumesc să dați premiul meu, mulțumesc mult! Sper eu că acest microfon care dorește să pună mâna pe el, nu l-a privatizat nimeni, de ce nu contează, ești de televiziune sau nu. Acum, atenție tuturor, dar mai ales interpreților, concurenților din grupa de vârstă 80 ani. În categorie de vârstă 80 ani. Vom începe cu mențiune. Mențiune în această categorie îi revine Cezare Noroc. Cezare Noroc. De asemenea, mențiune pentru Alexandru Chiriac. Mențiune îi se acordă Andrei Albu, România. Invităm în scenă pentru a obține mențiune pe Eva Maria Țurcanu, România. Încă o mențiune pentru Ștefana Tincu, România. Felicitări, Ștefana. Și acum vom invita în scenă pe cei care vor obține premiul 3 în această categorie. Bianca Nichita, Republica Moldova. De asemenea, premiul 3 este și pentru Ana Maria Petrei, România. Încă un premiul 3, juriu a hotărât să-l îmâneze lui Tudor Moldovanu, România. Și acum premiul 2. Premiul 2 în această categorie îl obține Aileen Ivașiuc, România. Premiul 2 merge și la Iași pentru Diana Maria Vaschevici, Ilareanu. Un premiul 3 merge și în Ucraina, în Cernăuți, cel duce în bolo Sabrina Palamariu, Cernăuți. Premiul 2 e și pentru Larisa Ailoae, România. Felicitări.
Premiul 2 pentru Alexia Bughiuc, România. Și încă un premiu 2 pentru Anna Leia Arcărianu, România! Și premiul 1 de prezentare. Nu, eu mi l-am dat ăsta. Și acum... Premiul întâi în această categorie de vârstă. Primul premiu întâi pleacă în Republica Moldova. Alisa Todorov. De asemenea, premiul întâi pentru Amalia Crom, România. Felicitări. Și încă un premiu întâi pentru Patricia Șovan, România. Toți cei care au diplome acum în mână și nu contează ce loc, ce premiu au primit, aveți perspectiva în următoarele ediții acestui festival și a multor altor să concurați pentru acea ierarhie a premiilor, să urcați tot mai sus și mai sus. Asta vă dorim și mult, mult succes în continuare! Și pe Patricia și pe Amalia să ne interpreteze piesa cu care au câștigat restul concurenților. Vă rog frumos să las loc în sală. Alisa?